așa e mereu? Da, cam așa se întâmplă mereu. De câte ori vine de la muncă, ba vine fără bani, ba vine și supărat și nervos, se ceartă cu mine, mă bate. De obicei vine supărat. Da, da. O venit de la altele, o venit cu nervii la pământ, dar nu știu din ce cauză. Nu scoate într-una ochi că mă duc la părinții mei. Îl deranjează că te duc la părinții mei. Îl deranjează foarte tare pe el, dar eu n-am ce să-i fac, pentru că și ei sunt bătrâni și trebuie să-i mai ajut și pe ei. Când el nu este acasă, eu ce să fac? Două săptămâni de zile singur aici. Dar îl are și el pe fratele lui aici și el poate să ducă... Aici în sat? Da, în sat, lucrează tot cu el. Și cu el? Și cu el. Eu cred că din cauza lui fratele lui, el se ceartă mereu cu mine acasă, că fratele lui nu prea mă sunghite, pe mine nu prea mă sufără. De ce? Pentru că nu vreau să-i dau din casă, nu prea vreau să-i dau bani când vine el, că lui nu-i ajunge, că el bea, se duce la femei și cred că așa le pușnește și pe el. Până să vină fratele lui, noi ne înțelegeam foarte bine. Noi nu aveam probleme în casă de genul ăsta. Doamnani! Doamnani! Da? Vină cu a***a, te dau mâncare! Adrian se întoarce cu sacoșa plină, dar mai nervos decât plecase. Nu a înțeles încă de ce ar trebui să accepte în casa lui prezența și sfaturile consilierului de urgență. N-am făcut de mâncare, f***i, n-am mâncare, fă mâncare. Vreau să mă tâmpitule, că l-ai și spart după ce l-ai adus. Dă-mi aduci mie de la sesiune aici. Ce mâncare e asta, mă? Uite salam, uite ou. Ia sticla de bere, că fără bere nu se putea, știi? O lași, te rog, pe Acu mâncare să mănânc. Acu fă mâncare să mănânc. Acu fă mâncare să mănânc. Dar și mă mănânc ăsta, fără bere, fată de să beau, să mănânc. Da, fără bere nu se putea. Să mănânc? De ce muncesc? Adrian, poți, te rog, două minute să stai de vorbă, da, cu mine? Da, doamnă, pot să stau. Bun. Uite ce se întâmplă. Anișoara mi-a spus că voi vă certați și că nu este bine nici pentru ea, nici pentru copii, nici pentru ia tine. Ia pere asta și să-mi pui, acum mănânc, să-mi pui să beau. Chiar acum, te rog frumos! Adrian, numai un pic, te rog. Hai, vină cu acea, hai să lăsăm pe Anișoara să ocupe de toate cele și... Da. Adrian, în primul rând vreau să-ți cer acordul să fiu aici la tine în casă pentru vreo 2-3 zile. Să-mi aducă, Soția ta m-a invitat, dar am nevoie și de acceptul tău ca să fiu, da, că este casa voastră. Da, da. Ce se întâmplă? Este foarte mult scandal la voi. Am înțeles că o mai și bați din când în când. Păi ea vrea, doamnă, de vată baia, ea vrea. Ea vrea puțin. Asta e puțin, acum nu discutăm de asta. Eu spun acum ce se întâmplă. Deci ea m-a chemat pentru lucrul ăsta... pentru ea. Păi pentru ce că dați să vă chemei? Și pentru ce că dați să vă chemei să vorbească frumos? Adrian, să spui dimineața să facă mâncare, fi, doamnă. Cât de cal să fiu, doamnă, că nu mai pot. Cât de cal să fiu? Dorința soției tale este de a merge mai bine relația voastră. Deci nu mai fac scandal, dar nici ea să nu mai ducă la masaj așa, să poftim. Să scoale la ora 7 când viu, aude, mai când viu acasă la 200 de să facă mâncare, să mănânc, deci, nu? Asta te deranjează pe tine, da, foarte mult, tare. Foarte mult. Vorbești puțin mai încet, că eu nu cred că te-am supărat cu nimic. Păi dar sunt prea nervos, iertați-mă, doamne, ce scuze, dar sunt prea nervos. Credeți-mă, am venit acasă și n-am găsit-o în casă. N-ai găsit-o acasă? Da. E la taică-sa, de la taică-sa, la maică-sa. Am venit acasă, când am venit azi dimineața, am găsit-o în pat, dormea, s-a spus la 9, la ora 9, vă dați seama. Deci pe tine te deranjează că ea se duce mult la părinții ei și te deranjează că nu, în momentul în care tu vii acasă, eu viu cu mâncare, viu cu alea, ai spus să facă mâncare. Nu te așteaptă cu mâncare, nu te așteaptă cu... Ca orice femeie, nu? Obligat, nu? Așa îți dorești tu. Da, așa trebuie, nu că așa mi-aș dori. Eu am cam înțeles, Adrian, ce te supără. Acum ce vreau să te întreb este, ești de acord ca eu să fiu vreo 2-3 zile aici împreună cu voi? Să vedem ce se poate face ca nici tu să nu mai și fii așa supărat. Și dumneavoastră, ce poți să ne faci nouă? Ca să o scoți dimineața din pat, ce poți să faci? Aș putea să vedem care sunt motivele și să încerc să înțeleg care sunt motivele pentru care voi doi vă certați. Nu învățați dumneavoastră pe asta, domnule. Vă spun eu că nu învățați. Da. Nu o să vă învățați, Adrian, este posibil ca dacă amândoi schimbați ceva... Ce se schimbă asta? Că doarem până la nouă, ce se schimbă asta? Dacă relația ta cu soția ta și cu copiii tăi să meargă, să fie mai multă liniște în casă, nu este absolut nicio problemă. Păi noi... ce să-i fac eu, doamnă, lui asta? Ce să-i fac eu lui asta? Ce să-i schimb eu lui asta? Dați Adrian, o minte, o altfel de minte, doamnă. Adrian, e necesar să schimbați ceva amândoi, nu numai ea. Probabil că și ea greșește mult, dar și tu ai o responsabilitate. Cred că mai puțin și ea mai mult, doamnă. Adrian, eu atât te întreb. Eu am nevoie de acordul tău să stau 2-3 zile aici să vedem dacă se poate face ceva. Da, e posibil, doamnă, să stați. Nu se poate nicio face problemă, nimic. Nicio problemă, puteți să stați. Nicio problemă, puteți să stați. Îți mulțumesc mult că mi-ai dat și acordul. Și eu la fel mulțumesc. Din tonul lui Adrian nu răzbate nicio urmă de normalitate. Orice ar spune, o face zbierând. Poate foamea să fie de vină. Hai să vedem acum cu masa ta, că tu ești nemâncat, Anișoara i-ai pregătit de mâncare lui Adrian. Da, stai, nu știu, doamnă, mai e până la 4-5. Da, ai pregătit de mâncare? Poți să-i pregătesc salată? Cât am stat eu de vorbă cu el, ce ai făcut, Anișoara? Nu, am ascultat să facem masculine. Ce-a făcut, doamnă, ce-a făcut? Aduc-vă mâncare până la ora asta! Liniștește-te de pe aia! Păi a spus că da să mai gândă! Am ascultat să văd ce minți! Ce minți? Ai spus numai minciuni! Păi dă-te gândul, mă, tigă, nu-i nimic! Ai spus numai minciuni despre mine! De ce ți-ai adus? Știu că am promis că-ți fac, dar nu-ți fac pentru că ai venit pe fere! Păi și ce vrei să nu mai bea eu, că ești tu, Gheorghe Dracu? Nu, poți să vedem de m***!
Acum te duci la mine, tot aici, nu acasă. Da, mă, tot aici. Păi, la copii la... te aduce ceva să da, mănânci. Da, am adus la copii. Ce ai adus acum de mâncare? Am adus salam, ouă. Nu, am stat de vorbă cu tine. Bere, 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 am adus, beau o bere, nu? Te beau și o bere, nu sunt și om. Păi, dar tu bei bere și copii, de ce mănâncă? 5 ouă și o bucată de salam, mă, așa mă, atât mâncă toată ziua și nu merita nici pe aia. Nu merita nici pe aia. Că mă mâncă. Că ce ai adus de mâncare e suficient să se mănânce asta. Da, da, da. Deci berea ta, ouăle câte au fost și salamul sunt suficiente pentru familia voastră să mâncați azi. Ok. Anișora, ai promis că îi faci de mâncare. Te ții de cuvânt sau nu te ții? Nu, de... doamne, nu îi fac nimic de mâncare. Lasă că îmi fac de mâncare. Dă-mi mâncare. Du-te de aici și acum. Ce, nu mă duc. Adrian, tata, dacă facem amândoi și mâncăm amândoi. Băi, fac eu loc cu ei mâncare. Te rog să faci. Fac eu mâncare. Și eu mă dăm dormitor și tu îți faci de mâncare. Mă, unde vrei că îmi fac mâncare. Și tu poți să stai la bucătărie. Înjurând frigiderul, nevasta, viața de acum și pe cea de apoi, Adrian rămâne în bucătărie. Fiecare îl acuză pe celălalt, fiecare crede că are dreptate, numai că adevărul este undeva la mijloc. Rezultatul acestui conflict este cearta, bătaia, nemulțumire. Între timp, Anișoara a dispărut misterios, dar se pare că la fel de inexplicabil și-a luat tălpășița și proaspăt achiziționatul salam. Să-mi fac de mâncare, da? Păi pregătește-ți acum. Femeia nu poate să facă de mâncare, poți să-mi faci de mâncare. Dacă ea n-a vrut să-ți facă... Uitați, doamna, unde e mâncare? Poftim, uitați dumneavoastră, veniți cu... veniți cu doamna, veniți cu să vedeți dumneavoastră unde e mâncare. Pe unde? Cam o bază de salamă întreagă, probabil s-a dus la masă, nu cu mâncare. Deci eu aduc și ea duce la masă la taxă dincolo. E bine așa? Poate-s copii acolo, poate a luat pentru copii, s-a dus să hrănească copii. Hai să vedem. Păi da, cred că mănâncă și masa cu tata și copii, tot, nu? Tu ești supărat. Păi nu mă obliga că sunt supărat, poftim și nevastă. Hai să mergem să vedem ce... Vizita lui Adrian la casa socrilor săi nu poate avea alt rezultat decât un nou scandal. Ce faci, doamna, aici? Fac grabă. Până o să acasă faci mâncare, vii la mătă aici? Cu tot potul, ce faci? Păi ce mâncare să fac? Mâncarea care am adus-o, care a adus-o la mătă, tot. Unde? Ce mâncare am adus la mama? Cum unde? Cum unde? Băi, n-auzi, ce mâncare am adus la mine? Ce mâncare am adus? Dar cum n-auzi? Păi copiii trebuie să mănânce. Poftiți, doamnă, vedeți? Am avut ochii noastre că am avut o bară seara așa de la 2 jumătate coace. Mă, la copii, trebuie să mănânce și ei. Anișoara, ai luat sau n-ai luat mâncare? Da, am luat, da. Cunoaște atunci. Cunoaște că ai luat ca să aduci copiilor de mâncare. Deci numai copiii tăi am mâncat, nu? Da, da. Deci nu dau tot cu mătă. Nu, ei n-au mâncat. Și trebuia să vii mâncare, dar vedeți să o aduci aici, păi nu? Păi trebuia că aici stau copii, nu? Și aici e familia mea, aici e casa mea, aici e tot la mod. Aici stau și părinții mei și vin la ei când pot, cum vreau. Da? Da. Animat de prezența consilierului de urgență, tatăl Anișoarei încearcă să facă o expunere cât mai cuprinzătoare a stării de fapt. Domnișoară, uite ce-l trebuie. Așa. Băiatul ăsta că pleacă la muncă. Și așa. Vine, eu știu cum o vei la două, trei cam zile. Cam la două săptămâni, am înțeles. Așa. Și pata ce tu facă singură? Vine la tasul ăsta, dacă era mama lui aproape... Nu lemne, nu mâncare, nu nimic, o las acasă și pleacă. Să ducea la strâmba, dai departe. De-aia vii tu la mătătata, că n-ai de foc acasă, dai lemne? Și Anișoara, lemne și pentru animale. Anișoara, pe tine de fapt ce te supără? Că tu ești singură acasă și atunci vii să stai aici cu copiii și cu părinții tăi. Da, doamnă, mai stau și aici, da, pentru că acasă lemne nu sunt tăiate. Anișoara, tu m-ai chemat, că e scandal și te bate și că nu ți-aduce bani. Da, domn. Eu am văzut că ceva bani a adus, atât cât a putut omul. Acum, tu dacă nu vrei să fii împreună cu soțul tău în casa voastră, eu n-am ce să fac pentru voi. Ok, vii în vizită, te ajută părinții tăi, vii și stai aici. Dar să stai numai aici, să-l trimiți pe el, să-l lași acasă. Și dumneavoastră la fel, ajutați-o să aibă o familie. Să fie și domnișoara acasă. Păi el muncește, doamnă. Păi până la 10 uși pe noapte. Păi când vine la 10 ori pe noapte? Dată, nu mă, dată! Hai de acasă, hai de acasă, hai de acasă, dă-i pătura mătii, că-i pătura mătii și hai de acasă. Dacă tu te iei angajamentul, că te faci băiat de treabă... Și m-a dat la fel că m-a primit la tine aici. Tu e copilul meu, tată! Dată, nu mai tu ți iei să stai să-mi stai vitrii și toate alea pătătura acolo. Haideți să vedem ce facem. Anișoara, tu vrei să ai familia și casa ta? Da, bineînțeles. Bun. Hai acasă să-i pregătești mâncare bărbatului tău. Hai, te rog frumos. Deci ne-am înțeles, nu? Te da. Și dumneavoastră vă rog să o ajutați. Să o ajutați, ai o familie. Și să mă lase să mai vie și la mine. Da, bineînțeles să mai vină. Bineînțeles să mai vină și la dumneavoastră. Hai, Anișoara, hai să mergem. Hai să mergem să-i pregătești de mâncare soțului tău. Hai. Rămâne de văzut cât de arzătoare este dorința Anișoarei de a avea o familie normală. Deocamdată, modelul părinților ei pare să-i fie suficient. De multe ori, părinții, în dorința lor de a face bine, mult mai mult fac rău. Este nevoie să lași copilul să plece. Copilul care are propria familie, proprii copii. Până una alta, Anișoara consideră că prin prezența consilierului de urgență, lucrurile deja s-au îmbunătățit vizibil. A fost foarte bine, adică n-am mai ieșit cum așteptam să iasă înainte, numai scandalagii și astea, că înainte când venea la părinții mei
mă bătea, mă lua de păr, mă târa. Deci acum mi s-a părut mai bine, deci nu mai avea, nu mai era așa violent ca înainte. Mă doare foarte tare, pentru că când vin acasă, nu găsesc acasă, că se zic la mără, că la taică-s-o și nu șade în casă. Deci asta mă doare foarte, viu cu mâncare, viu cu orice, îi aduc tot ce vrea ea, dar să stea în casă când vin, să găsesc mâncare făcută, să găsesc de toate alea. Nu știu, poate doamna l-a mai hipnotizat un pic, l-a mai liniștit, nu știu ce a făcut, că nu mai este chiar așa violent cum era înainte cu mine, când venea la părinții mei și mă găsea acolo. Deci aș vrea să stea lângă sufletul meu, lângă mine, lângă copiii mei. Deci nu la maică sau la taică sau nu acolo, deci să stea în casa mea. În definitiv, Adrian nu cere nimic extraordinar. Atâta doar că nu prea știe cum să o facă. Poate va învăța acum, de la consilierul de urgență. Ce-am văzut eu la voi? Gura de tine, anișoara, cât casă. Vrei să ai familie, vrei să ai grijă de bărbat și pleci de acasă. Păi și am plecat fără motiv. Păi știu că aici este casa mea, dar trebuie să le duci și lor mâncare acolo la păi de ce să le duci? Trebuia să le duci de mâncarea care a dus-o taică-sul. Anișoara, găsești motive. Ți-a venit bărbatul acasă după 2 săptămâni. S-a adus omul, a adus, ai luat mâncare și ai plecat. Când sunt dificultăți, când ți-e greu, nu pleci. Stai și vezi ce-i de făcut. Vrei să fii încă fata părinților tăi sau vrei să fii soția lui Adrian? Gândește-te bine. Cu maica sau cu taică-sul. Eu vreau să fiu soția lui în continuare, dar și să mă dezamăgească chiar așa de mult. Ce aștepți tu de la el? Ce aștept de la el? Aștept în primul rând să fie înțelegător cu mine, să nu mai mă cicălească la cap, că așa. Nu fac treaba acasă, că de câte ori vine nu mă găsește acasă, că mă duc la părinți, că le dau la părinți. Trebuie să stai acasă, nu să pleci. Păi și dacă eu plecasem și venisem cu jumătate sau plecasem cu jumătate și eu dau să jumătate asta acolo 5 ore sau 5 zile. Păi vezi, eu vă spun, că vă acuzați unul pe altul, dar amândoi aveți bubele voastre. Haideți să vedem ce se poate face. Ce treburi aveți voi de făcut aici în gospodărie? Sunt 2 poși de mâncat. Așa. E un cal, e păsări, așa. E de făcut curățenie în curte, că trebuie să facem așa. Să nu stăm în mizerie. E de muncă. Adrian, tu când vii acasă, ce faci? O ajuți la gospodărie? Vă dați seama, ce să facă doamna el într-o zi care vine acasă? Ce să facă? Păi și mă culc. Să pun să culcă, să spală, mănâncă, bea o vin, bere, o bere, o, două, trei, cât apucă. Mă pun și mă culc. Cu respectivul de fratiso. Și altceva nu face, a doua zi pleacă la muncă, toate rămâne pe mine. Păi ar fi cazul să o ajut și tu, măcar când vii. Eu și cu spălat cu lucrurile mai grele. Într-o zi tăia, să o ajut. Cum tăia de lemne, Adrian? Nu. Dar cine le taie? Nu, eu. Eu și cu vită, eu și cu apă, și cu spălat, și cu curățenie. Și când vine la a doua păi spune că sunt mutroasă, că nu fac treabă. Și alt dacă plec la părinții mei. Hai, trebuie să tai lemne păi, să faci și treabă. Și nu e destul ce fac? Nu, nu se pare că e destul? E destul, dar să stai și acasă, aia e treaba. Distracția, ca să zic așa, până la urmă, ei este să se ducă la părinți. Că acolo, probabil că părinții se ocupă puțin de copii și e și ea mai liberă. Poate să, nu știu, să se îngrijească, poate să uite la un televizor, să nu mai muncească și ea atât. În momentul în care tu vii acasă, are și ea nevoie să vadă că ai făcut ceva pentru familia ta. Faptul că aduci o găleată de apă, poate că spargi niște lemne sau dai și tu o dată la porc sau dai la găini, pentru ea înseamnă foarte mult, pentru că vede că o ajută și pe ea cineva. Bine, îmi dau angajamentul că o ajut cât pot, o oră, o jumătate, o oră, 10 minute, cât pot. Te angajez că tu spargi lemnele? Da, mă angajez că spag eu lemnele, cât și pot. Și să aduci niște apă? Prea, cât pot. Să o scutești pe ea? Da, cât pot. E bine așa? Cât ține de cont. Da, e bine. Bun. Da. Hai să cerem la treaba acum, îi pregătești de mâncare? Da. Spargi niște lemne, Adrian? Da. Hai să vă văd. Cei doi se apucă de treabă, plini de entuziasm ca niște ognași. În această precară stare de normalitate, apare în vizită fratele lui Adrian. Ce ore, frate? Ce ore, uite, spală, m-a pus să spală lemne, n-am spart în viață, n-am spăgat cu lemne. A, trești. Să vezi. Dă-o și niște carte. Du-te mă la aia acolo în casă, du-te și zicanțele de. Du-te și zicanțele de. Hai că mă duc până acolo să-i. Bună cum dată, ce faci? Bună ziua, du-te fac de mâncare. Nu-ți dau nicio carne. Ce am întrebuie mie și pentru copiii mei și ție nu-ți dau. Păi de ce nu? N-am de unde să-ți dau. Păi dacă pentru că nu am de dar unde să-ți dau. Dar toată ziua și lui, păi la lui familia mama ta dau, te duci lui mama că, îi dau, că și ea de la a? Copiii mei și păi mie și ție nu-ți dau. Tot timpul râzi numai de frate meu, că e bețiv, că e nebun, că păi unde muncește, te pleacă ea banii, pleacă dar în copturi pentru copata voastră. Dar te supăr adevărul, ăsta e adevărul pentru frate, că să știi, și tu-l urmezi. Și tu ești la fel, mulțumesc la fel, să știi. Nu dau nicio carne, pentru că nu meriți să-mi dau. Îmi pare foarte rău de tine, să știi. Nu meriți și mie, îmi pare și mai mult rău de tine, pentru că vine la mine în casă și îmi mie de mâncare. Cum dar frate meu muncește, tu numai lui măta și lui tatu îi dai? Ce fac, nu vrei să-i dai? Ce mare obligație am eu față nu, de tine, da? Nu? Nu-i dau nimica, pentru că nu merit. Ce mare obligație, păi ai! E greu de înțeles cum de Adrian permite ca fratele lui să-i bată soția.
Sau poate că îl lasă pentru că lui este prea lene să mai facă și acest efort. Îți place ce face, frate? Îți place, ha? Îți place? Noi? Fii, ce s-a întâmplat? Ești chiar nesimțit, da, ești. Eu nesimțit, ha? Da, ești chiar nesimțit. Eu nesimțit. Nu-i nici așa, am să-ți dau alea, dar nici așa. Ce s-a întâmplat, măi, aici? Să bați, nici așa. Nici așa, gata, nu e. Dați-i încolo la mine, cu ce mi-a fi de față, dați-i încolo la mine. Gata! Să-l mai fi, nu mai fi să fie, nu mai fi, da! Pe muncă ta, Anișoara, ce s-a întâmplat? Ce-ai muncit tu aici? Bună ziua, bună ziua, nu și-a bugeac, nu și-a bugeac, îmi pare bine. Să fie clar. Ce-ai muncit tu aici? Nu sunt eu, plecat, stați-i să mănânci. Nu-ți poate să muncești. Sau la familia ta. Nu muncești tu nimic. Ești afară din cutele legi. Ești afară și nu ne simți. Tu ești simți, să știi. La revedere! Anișoara, mai încet, mai încet, te rog frumos. Unde să plecăm amândoi? Spune-ți și mie, ce s-a întâmplat aici? Ai mai stăcioată la mine care am tocat. Așa. Pentru că nu are să mănânce, de unde să-i dau? Cu doi copii să-i dau de mâncare lui? Da. Păi dacă la mine nu-i veni la mine. Dar tu ce la faci? Păi și ce, eu că nu am luat, cine am mă duc la mama? Dar lumata lui tatu îi dai mereu toată ziua. Nu mă duc la cine mă duc la mama, tata, de asta fie clar treaba asta. Îi dai lumata lui tatu. Te rog frumos să pleci. Și îmi lumea spune, toată lumea. Toată lumea. Așa, 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 scoate din. Du-te tu acasă să-i piară dragi. Gata. Hai să-i piară dragi. Să nu mai vină mine cu te de astăzi, să fie clar treaba asta. Ha, dracu, de nesimțit, ha, dracu. Să fii tu de nesimțit ce ești, nu eu. Adrian încearcă să-și împace mai degrabă fratele flămând decât nevasta plină de vânătăi. Tu afară din gură, tot sunteți de pețiv? Măi, ce s-a întâmplat? Eu făceam mâncare așa. Lui, ce-l spăgea la lemn. Și el a venit să-i ceară lui carne. Așa. Și el a trimis la mine. Eu de unde să-i dau lui carne? Tu da, ești da, cu mâncarea în casă. Dar să-i dau lui mâncare, poftim. N-am ce să-ți fac să știi. El e singurul sprijin la meu, deci n-am mamă, n-am familie. Și dacă este că mă doare pe mine pe undeva, de frate, doar... Nu mă doare, mă, băiatule, mă, stai liniștit, mă. Anișoara, hai să fim un pic acum realiști. Deci tu, când te duci la părinții tăi, e bine să le duci. Dar când vine familia lui, lui nu vrei să-i dai. Nu-i dau, doamne, pentru că nici el nu dă mie că nu am. Eu că nu am, de exemplu, n-am avut o pâine la copiii mei, da? M-am dus și am luat de la mama. N-am cerut la nimeni o bucată de pâine. M-am dus la părinții mei, că știu că ei îmi dă. Numai părinții te-au ajutat. Da, numai părinții mei. Nici ai lui, nici frații lui. Tot la mine în casă vine și îmi cere și tot la mine mă bată, dacă s-ar fi întâmplat la el în curte. Și de față cu el m-a bătut, dar dacă eram singură. Mie nu mi se pare sănătos și corect ca tu să-l lași să vină la tine în curte, să-ți bată soția și tu să nu zici nimic. Adică mai dai și de mâncare, mai dai și un ban eventual. Pentru fratele lui. Eu înțeleg că e singurul frate care îl are și că e aici în sat cu el, că n-are decât pe mine și pe fratele lui cum ar fi, nu? Dar nici chiar așa să mă pune pe mine pe locul 2? Să te gândești să iei niște decizii dacă vrei într-adevăr o familie. Să nu mai fiți două singurătăți. Să fiți împreună. Da. Și să faceți în așa fel încât să vă fie bine. Adrian trebuie să înțeleagă că Anișoara a fost într-o situație penibilă, mai ales din cauza lipsei lui de reacție. E foarte prost, adică să vină la mine în curte să mă bată, mi se pare ceva de prost gust. Și chiar eu să nu zică nimic, să nu pună nici mâna, e lipsă de bun simț. Adică s-a dovedit faptul că ține mai mult la el decât la familia lui. Eu așa cred. A doua zi, cei doi soți reiau treburile pe care vizita fratelui lui Adrian le-a întrerupt. Tensiunea dintre ei nu a dispărut însă peste noapte. Ani! Ani! Da? Dar de ce să le ia eu? Păi ce vezi la ei? Păi mama, dar tu nu poți să ți le duci de unde trebuie. De ce să ți le car eu? Cât vrei să tai? Zi de zi, mi-ajunge și mie lecuri, ia și taie. Du-te, mă, și carele, ia și taile, că și eu tai la rândul meu când tu nu ești acasă. N-ai vrea să-ți faci focul? Păi da, faci și focul, te rog frumos. Da, mă, păi cum? Ce, tu faci treaba mea? Ești tu de femeie asta. Tu faci mâncare, tu speli? Dacă nu ne duci în casă, nu mai dai niciun lemn. Ia taie și tu, ia taie și tu. Ia taie, mă, tu. Că și tu ia taie, mă, ia taie, că și tu stai la foc când ești acasă. Du-ne înăuntru magazin. Așa vezi. Uite, de ce n-ai de sport? Așa, lasă că e destul de bine, ia și fă treabă. Am dus un braț, du și tu acum. Nu du niciun braț, să știi, nu du nimica eu. De ce nu du? Că nu vreau să le duc, că nu vreau să le duc, bă, chiar vezi, să dau eu ție cu asta în cap acum. Termină cu doamnul saltatul lemn la mine. Chiar să dau ție cu asta în cap acum, de simțitule, care ești? Termină o dată, termină cu lemnul. Ia-mi așa spus. Bă-te, dacă nu mă tot. Ia-le, mă, dar aici, că s-a făcut asta. Du-le, tu ți-a spus. Du și tu. Care și tu, ia și care. Bună dimineața, bună dimineața, ce s-a întâmplat aici? Bună dimineața. Nu ai secută-o la mâncarea ta, nu vreau să ducă un braț. Să taie lemne, să le ducă în magazie?
Păi măi, Adrian, când te-a pus și tu de treabă să faci ceva, o duci până la păi capăt? Păi da, doamnă, să le și le tai, să le și le duc în casă, așa e bine? Poftim? Să le și tai, le duci în casă, la telefon. Păi dacă te-a apucat de lemne, duc până la capăt treaba, măi. Păi ce trebuie să-ți le duc eu? Avea altele de făcut. Să speli cu mine sau să faci mâncare? Și ce faci, mălbați cu coceanul? Deci dau cu puturosa în cap, nu altceva, să dau și cu lemnii în cap. Că așa e merită. Că e foarte futuros când după ce acasă, nu îmi face. Mai faci și treaba, mai faci și figuri. Ce treaba ai făcut de când ai? Ce treaba ai făcut de când ai venit? Așa face de obicei? Da, așa face. De câte ori vine acasă? Dacă așa mă vine acasă, chiar nimeni nu face, doamne. Chiar nimeni nu face. Pentru că s-a putut să scrie o ție lemne. E bunul mă să sper să gătească. Adriana, acum tu te-ai apucat să faci o treabă. De ce nu o duci până la capăt? Păi dacă tot ai dus un braț, ducă și mai un braț, ducă și. Păi da, ea avea treabă în casă, Adrian. De ce necesar? Deci Adrian, dacă tu în timp ce tăiai lemne, ea te chema să o ajut la singur. Hai să vedem ce se poate face. Păi nu ți-e rușine? Bă, să trebuie să le facă tot, nu? Nu, trebuie să cărși tu, eu spargi tu, cărși, duci în casă. Potoliți-vă, unde sunt de dus lemnele acum? În magazin acum. În magazin înăuntru. Sunteți în stare să le duceți amândoi acum? Da, le duce. Haide, să vă văd cum le faci. Hai, ia și du tu. Nu, amândoi le duceți, Adrian. Nu, ia nici o tare ea. De ce o să fiu mai prost? Le ducem amândoi, da. Adrian, dacă iei un lemn de jos, nu înseamnă că ești prost. Ai tăiat trei lemne, nu-i suficient. Duceți-le împreună. Haideți că puteți amândoi. Așa pe numai eu să fac pe toate. Eu și cu mâncare, eu și cu spălat, cu tot. E stai că carpatea și nu mai fac, să fac singur acum. Să văd ce te iau pe tine cu un băț. Lași-mă de-n gură. Vedeți, doamne, cum refuză să facă treabă? Vedeți că nu e de acord cu ce a spus ieri să facă? Eu n-am fata să scarsi lemne, să-ți le carta cu colț. Sunt lemnele, Adrian, vreau să te întreb ceva. Sunt lemnele ei sau sunt lemnele pentru casa voastră? Pentru casa, ea e obligată să ducă de ei. Dar de ce e obligată ea să facă? Trebuie să le car. Și bărbatul ce te să facă, Adrian? Eu să spăl și eu. Eu să-i spăl și care da, să o facă mâncare. Adrian, îți repet încă o dată, nu sunt lemnele ei, sunt lemnele voastre. Deci în momentul ăsta, ea este cu ea și cu copiii ei și uneori cu familia ei, tu ești cu tine și cu fratele tău. Voi nu sunteți o familie. Învață să faci și tu ceva în familia ta, nu numai să aduci banii. Bun, dar acolo o să spargi eu lemnele puțin, să spargi eu să le cal. Dar păi da, să mă ajute faci, și ea da, să le cal și ea, nu? Mă, voi vreți să fie bine sau nu? Da, eu vreau una. Bun, dacă vreți să faceți ceva, faceți. Dacă nu, nu. Voi doi vă hotărâți.